joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Bună seara, doamnelor și domnilor. Încă un invitat cu greutate de data asta. Și am să vă explic de ce. Pe de o parte, oaspetele emisiunii din această seară este un fost mare campion, campion olimpic, mondial și european. Pe de altă parte, este o oficialitate importantă a sportului românesc, fiind din 2016 președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Domnilor și domnilor, Mihai Covaliu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deși un mare campion de scrimă, nu? În Hall of Fame, nu? Da. A început ca toată lumea bună cu fotbalul, nu? E adevărat? Da, da, e adevărat și fotbalul cred că este în ADN-ul nostru, nu? Așa cum există și vorba românească, toată lumea se pricepe la fotbal și la politică. Știi ce se întâmplă? Văd că rezultatele nu sunt în ADN-ul nostru încolo. Fotbalul așa în sine este. Mă tot gândeam și de altfel ți-am și spus-o, eu îl cunosc de mult pe Mihai Covaliu, dar am și permit și datorită diferenței de vârstă să-i spun Cova și glumeam cu el și am spus, tu erai atât de slab, acum nu-l vedeți așa în întregime, dar este la fel de slab ca pe vremea când făcea scrimă, zic, ești așa ca o părere, ca o undă, că atunci când adversarul încerca să, sau vroia să te înțepe, nu reușea, că n-avea în ce. El era ca o scândură stând într-o parte. Plus că îmi este dator încă, are o datorie veche la mine, n-a achitat-o, o să vă spun despre asta. Zimcova, cum ai ajuns la scrimă până la urmă? Păi, eram la... Ai făcut ceva not, ceva tenis, ceva ce? Nu, tenis de masă, basket, atletism, handbal, eram în echipa școlii, la Școala Generală numărul 19 din Brașov. Dar fotbal jucam zi și noapte, adică dacă ne lăsa cineva afară și ne dădea o minge, nu conta cât era ceasul, imediat toată lumea din cartier, de acolo, de pe străzi, de pe margine ne aduneam și încingeam o miuță. Dar am făcut fotbal la FCM Brașov, în echipa de pitici, am ajuns acolo, am fost selecționat, am fost chiar promovat la o categorie de vârstă superioară, jucam, eu aveam 8 ani, jucam la 10 ani, dar când a fost să am 9 ani, eram în un meci de antrenament, Și cineva, jucam pe post de atacant și am trecut de ultimul apărător și s-a întors puțin după mine și din spate mi-a pus o piedică foarte, foarte urâtă. Am căzut, jucam pe zgură atunci, m-am julit foarte tare aici pe partea stângă și cumva am spus că, domne, eu sunt obișnuit cu fair play-ul, adică știu să... recunosc când unul e mai bun decât mine, să te-am driblat, lasă-mă să trec, mă duc, dau gol, nu dau gol, dar nu mă... Și asta te-a determinat să renunți? Și a coincis cu faptul că au venit antrenorii de la scrimă, de la Tractorul Brașov, să ne selecționeze pentru scrimă. Nu știam noi ce-i scrimă atunci, dar ne-au explicat că e vorba de lupta cu săbii, e vorba de cavaler, de d'Artagnan, de mușchetar, de duel și a doua zi eram toți în Brașov, la Clubul Sportiv Tractorul, să învățăm scrimă, să ne duelăm cu sabia. Și cred că aceste două momente au coincis foarte bine cu acel moment cu fotbalul și am rămas la scrimă. Bun, deci practic ai început scrima la 9 ani? Da, eram în clasa a treia la Școala Generală numărul 19. Și ai abandonat ce? După europenele câștigătoare, nu? În 2006. Nu. Scrima, ca și sportiv, am terminat în 2008, după Jocurile Olimpice de la Beijing. Când am terminat cu o medalie de bronz. Medalie de bronz și Beijing. Asta e a doua medalie olimpică, afară de aurul de la Sydney. Singurul sportiv din scrimă, da, care are două medalii la individual.
Ah, bravo, uite, nu știam. Nici eu n-am știut, cineva mi-a spus, tu știi că ești singurul care, la individual, repet. Am înțeles că de fapt... Individual și echipe sunt mai multe, echipa. Dar și eu zic, da, și am stat un pic, am căutat și într-adevăr. Da, am mai observat niște curiozități, sigur că acum ești înalt oficial, ca să zic așa, la București. Dar încă mai fac scrimă, ești plecat știți. Din Brașov și ai terminat facultatea la Iași, nu? Da. Da, adică pentru că așa erau perioadele de pregătire. Atunci Centrul Olimpic funcționa când la Brașov, când la Iași și mergeam în funcție de cum mergea lotul olimpic. Auzi, Coba, iartă-mă că te întreb, dar ce te-a atras la scrimă, nu de supărat? Că nu pare așa o chestie care să te înflăcăreze. Nu pare, dar la început, în primele 6 luni de zile, am trecut printr-un tot proces de selecție, de a vedea ce aptitudine avem pentru ce armă, pentru că în scrimă, după cum știi, sunt 3 arme, da? Spadă, Ana Maria Brânză, floretă, Laura Badea și sabie, Mihai Covaliu. Am dat așa câteva așa, exemple da. Să se identifice foarte clar despre ce e vorba. Și eu eram slăbuț, așa cum ați spus, eram un tip energic, eram un tip care se coordona foarte bine, simțul distanței, simțul tot ceea ce înseamnă adversar, coechipier și antrenorii mi-au spus, băi, tu ești bun de sabie. Și am început să fac sabie. Sabia e mai grea, e mai grea la propriu? Sabia e cea mai dinamică. Spada e cea mai statică armă, pentru că este și o armă neconvențională, da? Nu există nicio regulă. Singura regulă aici este cine lovește primul, da? Se aprinde un singur bec. Se pot aprinde și 2 becuri, atunci este punct pentru ambii sportivi. Dacă loviți, lovesc cam unde odată. Pe când la sabie și la floretă sunt reguli clare. Atacul are întotdeauna prioritate, există acțiuni de atac, acțiuni de contraatac, acțiuni de apărare, acțiuni de timp. Deci aici totul este o convenție. Bun, și când ți-ai dat seama, dacă ți-ai dat seama că merită să te dedici scrimei, adică... Asta mult mai târziu, când au început competițiile, când au început ieșirile în afară și când am început să fac câteva rezultate, pentru că la început nu se întâmpla nimic forțat, cum se întâmplă în ziua de astăzi, fiecare antrenor ia un copil și vrea în 2-3 ani să-l facă cel mai bun, cel mai frumos, cel mai talentat de pe pământ, sau dacă nu cel puțin din țară. Și convins că e așa, adică... Nu. Lucrurile s-au întâmplat natural, o creștere sănătoasă, n-am fost un campion de la început, totul s-a întâmplat progresiv și e cel mai bine, e cel mai sănătos. Coba, e multă muncă pentru a ajunge în vârf sau... Să ajungi în vârf, da. Asta e mai mult un clișeu, așa. Nu, la început e plăcut. Cum am spus, totul se întâmplă în joacă, totul se întâmplă natural. La antrenamente jucam și fotbal, jucam și basket, alergam, mergeam la bazinul de not, jucam tenis de masă, tot felul de sporturi adiacente, complementare, tocmai pentru a ne dezvolta aceste calități motrice. A fost și pentru tine o surpriză, în general, eu cred că a fost o surpriză titlul olimpic de la Sydney, pentru că plecai din poziție de outsider. Nu plecam de pe locul 10. Da, locul adică 10 în clasamentul mondial. Și unul dintre favoriți. Și înainte să plec, am spus, oricine din primii 10 din clasamentul mondial poate câștiga medalia de aur. Și am avut dreptate, eu eram pe locul 10. Da, ai sperat sincer acum, după atâția ani. E foarte greu să spui că te duci la Jocurile Olimpice și câștigi medalia de aur. Cine spune chestia asta ori este la un nivel așa de sus și ceilalți foarte, foarte jos, sau are, știu eu, o încredere de asta exagerată în el. Pentru că acum Jocurile Olimpice, să spui că te duci și câștigi medalia de aur, nu știu, și Simone Biles, da? Se duce acum și nu știu dacă poate să spună 100%, pentru că există acea probabilitate, momentul în care... Când era în glorie, n-avea cum să piardă. Da, dar e momentul acela, presiunea de concurs, ți-alunecă mâna, nu știu, o lumină de la un reflector ți intră în ochi, se pot întâmpla accidente. Normal că în urma rezultatelor pe care le obții, ai mari șanse sau ești printre favoriți. Asta este foarte adevărat. Dar trebuie să iei în calcul, să spui că te duci acolo și câștigi, e foarte greu. Da. Bun, a fost cu atât mai mare satisfacție, nu? Am prins o zi excepțională, o zi foarte bună din viața mea.
Am început puțin de sus în jos, în sensul că la Jocurile Olimpice să câștigi o medalie, ajungi după ce ai trecut prin campionate europene, mondiale, medalii și așa mai departe. Eu nu aveam decât 22 de ani, 23 neîmpliniți și am câștigat medalia de aur, dar cu o foarte mare experiență în spate, în sensul că am participat în 96 la Atlanta, la Jocurile Olimpice, da, unde n-am fost rezervă, am fost titular, deci am concurat. Bun. După Sydney 2000 a urmat Atena 2004, o comportare... Locul 7, am pierdut la un punct, exact, eram vicecampion mondial în 2003, locul 7, un singur punct m-a făcut să rămân în 5-8, da? Puteam și atunci să ajung în lupta pentru medalii, aveam adversari pe care îi puteam învinge, n-a fost să fie. În 2005 am câștigat medalia de aur, am devenit campion mondial și mi-am demonstrat în primul și în primul rând la mie Leipzig, în valoare. În 2005. Exact. Bun, voi de fapt ăștia mai buni, sau cei mai buni să nu zic ăștia, voi cam știați unii pe alții, ne cam băteam unii pe alții și calitățile și defectele. Exact. Care era cel mai tare adversar? Cel mai de temut, să zic. Aveam un rus, Stanislav Pozniakov, acum e și el președintele Comitetului Olimpic din Rusia. Erau francezi, erau unguri, erau italieni, Aldo Montano, Jold Nemcic, Damien Tuia, campion mondial la vremea respectivă la Sydney. Foarte mulți sportivi buni. Bun, după care în 2008 la Beijing ai luat bronzul. Am pierdut semifinala, exact, cu un sportiv care nu mă învisese niciodată. N-am avut ce să fac. A trebuit să lupt din nou. Am șters cu buretele faptul că am pierdut acea semifinală și am câștigat meciul pentru bronză, practic finala mică. Bun, și atunci ai declarat, dacă ți-aduci aminte și dacă eu mi-am notat bine, ai declarat că bronzul de la Beijing e mai valoros decât aurul de la Sydney. Nu e, e o figură de stil. E o figură de stil, a venit această medalie după 8 ani, a mai trecut vremea, presiunea era mult mai mare. Erai și pe final de carieră. Eram și pe final de carieră, dar și lucrul acela, după ce ai pierdut o semifinală, imediat să te remontezi. Cineva spunea că românii nu sunt în stare să treacă peste eșec și că de cele mai multe ori când au de concurat din nou după ce au pierdut în cazul ăsta o semifinală, niciodată nu reușesc să se remonteze și să câștige. Adică să prăbușesc psihic. Să prăbușesc psihic. Le-am demonstrat că nu m-am prăbușit deloc și tot așa, cum înainte sportivul care mă învinsese nu m-a bătut niciodată, cel cu care am jucat finala mică... Pe ăla nu-l bătusem eu niciodată și l-am bătut atunci. Deci totul a fost pe dos. Totul a fost pe dos. Bun. Sydney însă rămâne momentul de neegalat. Și pentru mine o ediție a Jocurilor Olimpice cu totul și cu totul specială. Ne-am simțit extraordinar, o atmosferă în satul olimpic extraordinară, o echipă a României, cum să spun, deosebit de unită. Spiritul acela de echipă și de participant la o ediție a Jocurilor Olimpice, extraordinar. Mă aștept să văd și la Tokyo acum acest lucru. Adică discutăm, nu, la Tokyo vor fi atâtea restricții încât nu va mai fi cu siguranță libertatea. De la Sydney îți aduci aminte și de Casa României, nu? Da, bineînțeles. Și de datoria pe care o ai la mine și pe care n-ai achitat-o, da? Îți aduci aminte? Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, lucram pe vremea aia la ProTV și ProTV-ul a subvenționat Casa României de la Sydney pe malul râului Parramatta, într-un peisaj mai mult decât generos, unde se întâlnea diaspora cu sportivii și, mă rog, sportivii între ei și într-una din zile a venit și Mihai Covaliu. Eu eram șeful casei României de la Sydney și aveam un telefon, mă rog să zic special, un telefon, vă dați seama, acum 21 de ani, costa foarte mult să vorbești la telefon din Australia în România, nici nu prea erau mijloacele de comunicație de astăzi și Covaliu mă vede și vorbeam la telefon și zice, vă rog eu foarte mult, dați-mi și mie să vorbesc un minut. Și nu e nicio problemă, sigur. I-am dat telefonul, era
Știam că e logodit, de altfel în anul următor, actuala lui soție, logodnica de atunci, tot scrimeră, Irina Drăghici, da? Cu care acum are doi copii, să-i trăiască unul, vă discutăm imediat, face scrimă băiatul, și zic, hai să-i dau, că omul era îndrăgostit, se vedea că e îndrăgostit. Și-i dau telefonul. Și bucuros de rezultat. Și bucuros că era campion olimpic. Și îi dau telefonul și, cum să spun, mă iau cu una, cu alta, cu nu știu ce. Erau oaspeți, veneau, plecau. A fost de altfel acolo și președintele Constantinescu, ne-a onorat președintele de atunci al României. Țiriac era președintele CSR-ului, Nadia Comăneci. Și trece timpul, trece. La un moment dat, după o perioadă așa, pe malul lacului văd o umbră cu telefonul și îmi dau seama că e covaliul căruia i-am dat telefonul. Și mă uit la ceas și, mă rog, a venit, mi-a mulțumit, oarecum și-a cerut scuze. Mihai Covaliu vorbise de la Sydney la București, la București sau la Brașov, unde? La București. La București. 52 de minute. Și am zis, a costat o avere când a venit. Zic, ești dator? N-a plătit datoria nici astăzi, da, firește, e o glumă, n-am plătit nici eu telefonul. Da, a fost... Mulțumesc încă o dată! Da, sigur. Sydney a fost, într-adevăr, o poveste foarte frumoasă pentru sportul românesc și mă tem că se va repeta din ce în ce mai rar. Cuba, apropo de băiat, Vlad îl cheamă pe băiat. Vlad Covaliu, un băiat și o fată, da. Să-ți trăiască. Face și băiatul scrimă. Și băiatul și fata. Și fata. Că eu când m-am documentat, fata nu începuse. Fata tocmai săptămâna trecută a ieșit și ea campioană națională la 13 ani. A, păi dacă e fata ta, sigur că e și campioană, că țin arbitri cu ea toți. Nu cred de asta. E vorba aia, ce se naște din pisică. Tu fiind din 2013 în 2016 președintele Federației de Scrimă. Corect. În 2016 ai devenit președinte la CSR și a trebuit să renunți. A, deci ai pire mare la scrimă, de-aia e și fata. Și băiatul e și el campion? Da, tot la categoria asta mică și la individual la 15 ani. Au talent? Au. Adică se vor ține de scrimă sau au făcut așa? Nu știu dacă așa? Se vor ține de scrimă, dar până în momentul de față ceea ce fac cu plăcere, noi îi susținem, fără niciun fel de presiune. Nu mă interesează să îi spun dacă nu câștigi doar pe preș afară, da? Le place, au un grup de copii foarte, foarte frumos și chiar o generație foarte talentată. Adică tu zici că în alte sporturi e un hiatus imens. Tu zici că scrima e ok, adică se dezvoltă bine? Cel puțin scrima din, în general, din acest punct de vedere, din punct de vedere al copiilor de la categoria lor de vârstă la sabie, da, și la masculin și la feminin, există la categoria lor de vârstă o generație foarte bună. Și fata tot sabie face? Și fata tot sabie face și e stângace. Și mama fetei, soția ta, tot soția sabie? Mea, ea e antrenoare la Dinamo, ea îi place foarte mult să lucreze cu copiii și atunci... Dar ea tot sabie a făcut? Ea a făcut floretă. Floretă. Și la un moment dat a schimbat spre sabie. A trecut. Acum fac și femeile sabie, da, nu? Da, da, da. Că n-au făcut dintotdeauna. Nu, din 2004, în 2004, prima dată când sabia feminină a fost introdusă la Jocurile Olimpice la Atena. De altfel, din ce m-am documentat eu, tu ai tras, ca așa se zice, nu pentru Dinamo, și la un moment dat ai fost și antrenor la Dinamo. Eu am început la Tractorul Brașov, am venit în București la Progresul BNR, așa, și după aceea la Dinamo. Bun, și zici că scrima e pe un drum bun, ca să zic așa. Numai generația copiilor tăi sau scrima în general? Ținând cont că la această ediție a Jocurilor Olimpice avem doar doi sportivi calificați, Ana Maria Brânză și Iulian Teodosiu, Ana la spadă, Teodosiu la sabie, nu pot să spun că suntem foarte mulțumiți. Avem doar două șanse la medalii. Să luăm o medalie din cele două șanse ar însemna un procentaj extrem de ridicat, da? Deci de cel puțin 50%, da? Puteam mai mult, se putea mai mult. Sunt copii buni, cel puțin la sabie masculin și la spadă feminin. Avem generații foarte bune pentru Paris 2024 și pentru Los Angeles. Sunt generații bune, se pot califica și pot lua medalii. La floretă am rămas puțin în urmă. Da, șanse la scrimă la Tokyo?
Șanse la scrimă, v-am spus, Ana Maria Brânză. Ana Maria Brânză și ea, o știu, e de acolo o veterană, e o fată de 30 de ani. O veterană, dar la spadă e, e un lucru știut de, de toată lumea, că se poate face performanță și, și la 35, sfârșitul, și la 38, sfârșitul carierei. Chiar este, cum să spun, e mai indicat, ești mai încet, ești mai liniștit, deja ai foarte mare experiență, utilizezi resursele cu mai mare zgârcenie, dacă pot folosi acest așa termen. Ana e bine, e chiar foarte bine. Bun, dar ia explică-mi, te rog, într-o vorbă sau într-o frază, în ce constă succesul la scrimă? Ce, tot timpul ce dumne, trebuie să te autodepășești. Asta e o prostie. Nimeni nu se autodepășește. Asta e valabil la toate disciplinele. Adică există niște limite, n-ai cum să le treci. Bun, ce e? Psihicul e foarte important. Psihicul fizicul e foarte important. Forma de moment e foarte importantă. Un culoar favorabil este foarte, foarte important. Și în primul rând, concentrarea de moment și toată pregătirea pe care ai avut-o în spate pentru acest obiectiv. Dacă ți-aduci aminte, tu înainte de a câștiga medalia de aur de la Sydney, câte ore pe zi te pregăteai? Contează cantitatea sau calitatea, să zic așa? Cineva m-a întrebat exact același lucru când eram președinte la Federația Română de Scrimă și îmi spunea, oarecum cu reproș, da, vis-a-vis de calitate și de cantitate, îmi spunea, domnul președinte, câți sportivi legitimați aveți acum? Și am spus, 1600 și ceva. Păi da, dar știți că după 90 scrima avea dublu, avea 3200, 3500? Zic, da, așa este, este adevărat. Păi și cum explicați faptul că acum aveți medalii mai multe decât atunci? Zic, facem mai multă calitate. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox. Împreună suntem super. Bun, hai că încet, încet am ajuns și la Tokyo. Mâine, din câte știu eu, se pleacă masiv, e primul charter sau e singurul charter care duce delegația română la Tokyo. Ia, spune despre da, am reușit să grupăm cam 75% din delegație. Am făcut o cerere către Comitetul de Organizare să ne permită intrarea în satul olimpic cu o zi, în unele cazuri cu două, mai devreme decât data începerii competiției, pentru că, conform regulamentului, nu ai voie să intri cu mai mult de 7 zile în satul olimpic înainte de data intrării tale în competiție. Faptul că am reușit să facem acest charter, să găsim acest charter și să urcăm 128 de persoane acolo, a fost un motiv care i-a determinat pe organizatori să ne acorde această posibilitate de a veni cu o zi, două, în unele cazuri mai dar devreme. Dar ce sunt atât de strict și dacă te duci cu 5 zile înainte? Regulile sunt clare, nu ai voie cu mai mult de 7 zile să intri în satul olimpic. Noi, de exemplu, familia asta olimpică... Asta ca să nu cheltuiască japonezii. Nu. E vorba de condițiile de securitate și condițiile sanitare. Așa. E valabil pentru toată lumea. Cum la fel, 48 de ore după ce ai terminat competiția, da, tu trebuie să părăsești Japonia. Japonia sau satul olimpic? Satul olimpic. Dar și Japonia. Adică dacă pleci din satul olimpic, duci la un hotel din Tokyo, n-ai voie? Doar la un hotel agreat de organizator și doar dacă ai un motiv foarte bine întemeiat să faci acest lucru. Altfel, trebuie să părăsești Japonia în 48 de ore după ce ai terminat competiția. Ah, și ce faci atunci? Ce faceți cu toți sportivii ăștia? Păi am cumpărat bilete deschise în funcție de cum ies sportivii din competiție. Am făcut o previzionare și sunt aceste bilete flexibile, urmând a găsi cea mai bună variantă de transport înspre înapoi după ce sportivul termină competiția. Deci, Coba, practic mâine, adică pe 15, pleacă cine ca să faci 128? Păi pleacă majoritatea disciplinelor. Vă zic cine nu pleacă. Nu așa pleacă luptele, nu pleacă echipajul de caiac canoe, nu pleacă câțiva sportivi de la atletism și cam atât.
Și luptele. Pentru că ei vor... Toate aceste discipline sunt în partea a doua a Jocurilor Olimpice, spre sfârșit. Tot ceea ce înseamnă basket, box, canotaj, fotbal, scrimă, tir, gimnastică, natație, ce-am uitat, tenis de masă, da, tenis de câmp, pleacă... Deci, practic, cât sportivi vor fi cu toții la... În momentul de față avem 100. 100 de sportivi. Exact, 100 bătut în cap. Nici dacă ne chinuiam, nu reușeam. Așa. Și antrenori oficiali câți mai sunt? Sunt, deci toată delegația ajunge undeva la 200, în jurul cifrei de 200, pentru că sunt membrii staff, sunt membrii ai Comitetului Olimpic, sunt oameni care sunt rezerve, sunt sparring partneri, da? Care fac deplasarea în funcție de solicitarea federațiilor sportive. Am înțeles, deci e o cheltuială serioasă. Cam cât costă, eu sunt cu banii, cam cât costă toată această deplasare? Păi pot să vă dau un exemplu legat de biletele de avion, că aici e lucru Așa. Cel mai grav. Peste 500.000 de euro. Peste 500.000 da. De euro. Cel mai mult ne-a costat acest charter, care... îi va transporta pe sportivi în siguranță, în condiții mult mai bune decât condițiile de linie și, și mai repede decât un avion de linie care e trebuie să facă o charter tarom? Nu este un tarom, este un charter achiziționat din companie din afară. Da, din sistemul de achiziții publice. Bun, dar vă duce, de adus nu vă mai aduce. De adus nu ne aduce, pentru că acolo fiecare în funcție de rezultatul pe care îl are în competiție, în funcție de cum decurg calificările spre fazele superioare, va merge va lua un alt zbor spre țară. Spune, au existat suficiente resurse? Până în momentul de față, da. Nu știu ce facem după ce venim de la Jocurile Olimpice, pentru că mai avem o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă la Beijing în 2022, începe în februarie. S-au nimerit și foarte departe toate. Avem cea mai grea perioadă ca și misiuni olimpice, în mai puțin de 6 luni de zile, două ediții ale Jocurilor Olimpice, una de vară, una de iarnă. Și repet, toate la distanță, adică nu aici, la Paris la distanță, sau la... Toate la distanță, exact. Și mai avem și sportivi juniori care sunt încă în pregătire, în centrele olimpice de pregătire a juniorilor, centre de pregătire de tineret. Cu ei nu putem să întrerupem pregătirea asta olimpică, pentru că vine Parisul, deja a trecut un an din ciclul olimpic. Exact, da? Pentru că nu... Imediat în 2022 mai ai un an jumate după aceea până la Paris. Nu putem. Deci e un proces care continuă tot timpul. Da, sigur. E foc continuu, ca să zic așa, că nu există nicio pauză. Spune-mi altceva, Cova. Că tot discutăm despre bani. CSR-ul se plânge de bani sau are destui? Până în momentul de față, vreau să vă spun, și nu o spun eu aici, fiecare federație sportivă națională a spus acest lucru, au beneficiat de susținerea noastră la un nivel, hai să nu spunem unul foarte, foarte bun, la un nivel optim pentru a face mare performanță. Deci au avut tot ceea ce au... în primul rând ceea ce au solicitat și conform analizei Comisiei Tehnice Olimpice pentru Sportul de Performanță, unde sunt oameni de la Minister, de la Institutul de Medicină Sportivă, de la UNEFS, sunt domnul Octavian Belu, domnul Mircea Roman, doamna Doina Sava, Georgeta Andrunache, care e președinta Comisiei Tehnice Olimpice pentru Sportul de Performanță. Această comisie analizează toate aceste cereri de finanțare și își dă avizul de oportunitate asupra cheltuielilor. Spunem, grosul banilor vine de la minister sau de la CSR? Grosul banilor vine prin minister, da? De la bugetul de stat. Există o filă de buget separată pentru Comitetul Olimpic Sportiv Român, tocmai pentru sportul de performanță. Bun, hai ca să ne lămurim și să închidem subiectul ăsta. Cât e bugetul anual al CSR-ului? 65 de milioane a fost. 65 de milioane? Da. De lei vorbim. De lei. Ce al MTS-ului?
al MTS-ului 560 parcă. 110 milioane de euro a avut Ministerul Tineretului și Sportului, cu tot cu tineret. Am înțeles. Sport și tineret. Tu zici că sunt destui bani, deci nu e o problemă. Până în momentul ăsta, da. După ce venim de la Tokyo, da, cu tot ce înseamnă pregătire pentru jocurile de iarnă, juniorii, care, așa cum am spus, și tineretul, nu-i putem opri, banii aceștia nu ne mai ajung. Chiar am cerut în ultima ședință de comitet executiv de săptămâna trecută o evaluare foarte exactă din partea federațiilor, tocmai pentru a continua și a avea continuitate în pregătire pentru juniori și pentru tineret. Gândiți-vă că au campionate europene și campionate mondiale în toamnă. Da. Noi dacă oprim acum pregătirea acestor sportivi, înseamnă că toată perioada de când ei au intrat în Centrul Olimpic de Juniori și până acum la 18, 19, 20 de ani cât au acești sportivi, dacă am întrerupt acum din cauza faptului că nu mai putem susține aceste proiecte care sunt cele mai importante proiecte, 80%, peste 80% din componenții loturilor olimpice de seniori sunt din cadrul acestor centre olimpice de tineret și de juniori. Ai perfectă dreptate, Coma. Eu îți spun însă altceva, așa, ca impresie generală. Da. Mergem cu șanse mici să câștigăm medalii. Sunt sporturi pe care altădată ne bazam și mă gândesc în primul rând la gimnastică. Corect. Gimnastica este într-un reflux evident. Așa este. Așa este. Bun, și mai sunt sporturi. Și mai sunt sporturi. Am discutat, nici scrima nu stă foarte bine după această ediție a jocurilor. Atletismul nu are nicio șansă de medalie. Sunt câteva discipline care stau foarte bine și aici dăm exemplu canotajului, da? Care canotajul e numărul unu în momentul de față. Au nu numai la această ediție a jocurilor olimpice cei mai mulți sportivi calificați cu cele mai mari șanse. Corect. Da? Dar avem lupte. Avem după aceea, în natație nu sunt așa de mulți sportivi, dar sunt sportivi de excepție. Ce se întâmplă? Noi am trăit prin excepții. Așa faptul este. Tot sportul românesc a trăit, cel puțin după Revoluție, numai prin excepții. Faptul că nu avem un sistem care să producă și din care să iasă acești campioni, asta este marea durere și cauza principală acestui fapt este lipsa antrenorilor. Cea mai mare problemă. La ora actuală antrenează în România, la Londra și la Lozan, nu mai antrenează și în România. Noi dăm exemple de ceea ce fac alții de jur împrejurul nostru. Dacă te uiți mai aproape de tine în primul rând și după aia la ce la se întâmplă în afară, așa, și vezi că au un program guvernamental, nu al Ministerului, nu al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Bun, dar CEOSR-ul nu are un cuvânt de spus, aici se duce să bați cu pumnul masă. Și, dom'le, trebuie să facem asta. Tu spui asta, Țiriac țipă în fiecare zi că nu se face un program național. Dar, cum să spun, ne uităm, parcă e povestea cu drobul de sare. Până la urmă tot cade, știi? Ceea ce nu se înțelege, din păcate, este faptul că sportul nu înseamnă numai sport. Și că în sport banii nu trebuie să-i privești ca și o cheltuială. Știți că în Franța sportul este o măsură de sănătate publică. Da, deci așa este considerat sportul acolo. La noi sportul este ceva în care toată lumea e un divertisment, crede că face pentru a face performanță, da? Și dacă nu faci performanță, în rest, nu există sport. Noi e un fel de teatru de stradă, e divertisment. Spune-mi sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație, sportul înseamnă mai multă rigurozitate, sportul înseamnă respect, sportul înseamnă disciplină, să ai ordine, un program metodică foarte, foarte bine stabilit. Cova, spune-mi altceva. Halterele s-au tăiat de pe listă. Halterele, un an de zile, dacă nu ajung să cât sportiv? Își reformeze sistemul. Cât ar fi trimis halterele? Câțiva, nu? Un sportiv. Unul singur, o fată. O fată, Loredana, Loredana Toma, da. A, deci nu e așa o mare pierdere. Da, dar avea șanse. Șanse la natație avem. Adică natația la pare... natație avem acolo trei sportivi, Robert Grință, David Popovici și Bianca Costea. Bun, și ce ați, care e planul vostru, obiectivul vostru, câte medalii?
Comisia Tehnică Olimpică pentru Sportul de Performanță, această comisie cu specialiști, da, din toate domeniile. Da, am înțeles. Da? Antrenori cu mare experiență, a spus foarte clar, 4-6 medalii. Noi care suntem mai optimiști și ne dorim și chiar credem că se poate, credem că se pot câștiga 8 medalii. 8? Da. Deci 4, 6, 8. Exact. Bun, ce se întâmplă dacă câștigăm 2? Demisionezi? Dacă noi câștigăm 2 medalii, înseamnă că tot ceea ce am făcut până acum și mai ales ce au făcut federațiile sportive naționale, pentru că trebuie să se înțeleagă foarte clar. Toată această susținere și toată această finanțare pe care noi o acordăm federațiilor este în baza planurilor și a strategiilor pe care federațiile vin și ni le propun nouă și spun, noi vrem să facem asta cu oamenii respectivi pentru obiectivele respective. Da. De exemplu, la tenis, în 2019, când Federația Română de Tenis a venit către Comitetul Olimpic și Sportiv Român cu lotul acela faimos cu Simona Halep, cu Irina Begu, cu Sorana Cârstea, a spus că ea nu vrea să facă parte din lotul olimpic, cu Mihaela Buzărnescu, cu toate fetele, au spus că vor să câștige 3 medalii. Am ajuns astăzi să nu avem decât 2 participanți. La dublu. La dublu fete. Monica Niculescu și cu Raluca Olaru. Dar acum e o polemică întreagă. Spune-mi tu de partea cui te situezi, că deja ministrul Novak îl urechează, să zic așa, pe Țiriac, deși Țiriac e cel care a deschis discuția. Tu, care crezi dintre ei care are dreptate? Păi eu vreau să vă spun așa, că în timp ce fetele jucau la Wimbledon, federația ne-a trimis o adresă spunând că sportivele nu participă la Jocurile Olimpice din cauza că sunt accidentate. Dumneavoastră, dacă erați în locul meu, ce făceați? Sau în locul nostru, da? Pentru că acolo e comitetul executiv. Nu te supăra, pare să că sunt accidentate. Și Begu, și Cârstea, și Halep. Eu sunt de acord. Sunt de acord. Am vorbit și cu fetele. Fetele au spus, domnule, ne pare... Ai vorbit tu personal? Am vorbit eu personal, pentru că avem o relație. Suntem cu Sorana, nu. Am vorbit cu Irina Begu și cu... Simona Halep. Și cu Simona Halep și mi-au spus, Simona cel puțin a spus că îmi pare rău și nu pot să vă spun cât de rău mă simt și am sacrificat tot ca să ajung la Jocurile Olimpice să câștig acolo o medalie și nu pot să merg, efectiv nu poate participa. A renunțat la Wimbledon, e clar. Aici obiectivele federațiilor sportive naționale au fost puțin... nerealiste, dacă pot spune așa. Și e un cuvânt care l-am ales cu multă grijă, în sensul că federațiile sportive naționale la ultimul forum cu privire la potențialul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Tokyo au spus că își propun între 12 și 14 medalii. Deci la tenis erau 3 medalii. Era mai de mult și trebuia să le dați bani. Păi, sigur că... Da, dar acum, de exemplu, după Jocurile Olimpice, noi vom face o analiză foarte clară și vom vedea ce mai poate fi susținut, de ce da sau de ce nu. Corect. Cova, spunem, deci încă o dată te întreb, de partea cui ești? Alu Novak sau alu Țiriac? Nu ocoli răspunsul. Păi eu sunt de partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, pentru că odată ce ți-ai asumat un obiectiv în momentul în care ai venit să propui o... Bun, acum dacă sportivele s-au accidentat, cine-i de vină? Tocmai de asta am spus că vom face o analiză și a Comisiei Tehnice Olimpice. Că Begu înțeleg că are mononucleoză. Asta e diagnostic, nu e glumă. Și a Comisiei Medicale și a Comisiei de Etică, da? Pentru că sunt mai multe lucruri de care trebuie să ținem seama. Dar oricum, să spui că nu vrei să participi la Jocurile Olimpice, deși ești calificat, Eu sunt convins că nici Djokovic, nici Federer nu se simt prea tineri și nu se simt prea sănătoși după un sezon în care chiar au jucat. Da, discutăm despre alte persoane, despre alte obiective, despre alte destine, dacă vrei. Da, iar ai ocolit răspuns. După Rio, unde a fost prost, dacă eu nu greșesc, președintele CSR-ului Petrache a demisionat.
dacă va ieși foarte rău la Tokyo, te gândești să demisionezi sau... Noi vom face o analiză și dacă din cauza noastră, da, din cauza managementului... E greu de spus că din cauza ta, că nu ești direct implicat totuși. Până în momentul de față, eu și cu echipa de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu ne reproșăm absolut nimic pentru a fi făcut ceva care am fi putut face și nu am făcut. Eu vreau să spun și nu mă, că... Și nu mă întrebați pe mine. Nu mă întrebați. Eu sunt subiectiv, dar întrebați federațiile sportive asta naționale. Vreau să spun. Eu și vreau... sportivii dacă vreau au avut cele să spun ceva fără să fie un bilet de favoare, că din ce am discutat, aproape nimeni nu are nimic de reproșat CEOSR-ului. Reproșurile sunt către federații, vorbesc de sportivi, către minister, dar către CEOSR, toată lumea ce domne, CEOSR-ul ne-a ajutat. Noi ne-am onorat toate angajamentele pe care le-am avut față de federațiile sportive naționale, față de sportivi. Au avut condiții de pregătire, au avut condiții de a merge la competiții, au avut echipament, au avut primele de lot olimpic. Am pus la dispoziție totul pentru a te califica la Jocurile Olimpice, pentru că ăsta este obiectivul nostru principal și pentru a face performanța acolo. Bine, nu, acum, cum să spun, participarea la Jocurile Olimpice și-a mai pierdut din frumusețe. Adică, Coubertin zicea, totul e să participi. La noi nu mai e, la noi totul e să câștigi. Păi, nimeni nu mai merge la Olimpiadă să participe. Nu, acum este foarte greu să participi. Păi, pentru că ai un proces de calificare... Extrem de dur. Dacă înainte, în urmă cu 10-20 de ani, erau câteva țări care câștigau medalii la Jocurile Olimpice, astăzi s-a triplat numărul de țări care câștigă medalii la Jocurile Olimpice. Deci e o concurență fantastică. Da. Deci tu zici 4, 6, maximum 8. Eu spun 8. Eu spun 8. Tu spui 8 da. Medalii. Da. Plus sau minus? Una, două în plus, una, două în minus. 8 ar fi o performanță cu 8 față de cât investim noi în sport și câtă atenție acordăm sportului. După aceea, iară, exact asta va sta și la baza analizei. Hai să vedem câte medalii avem și cât cheltuim pentru aceste medalii. Dar aceste medalii nu se pot lua individual. Câți bani a primit Ana Maria Brânză sau Drăgulescu pentru medalia de la Tokyo, da? Pentru că în spatele Anei Maria Brânză stau colectiv tehnic, stau antrenori, masori, medici, juniori, stau cadeți, da? Adică e un fenomen care e în permanență adevărat în mișcare. Ați promis mașini pentru laureații olimpici, pentru medaliați? Se știe faptul că Toyota este partener top al Comitetului Internațional Olimpic. Avem o relație foarte, foarte bună de parteneriat cu Toyota România și, într-adevăr, După Jocurile Olimpice vom căuta să ne onorăm și această promisiune. Da, e ceva ferm sau sperați să îi convingeți pe cei de la Toyota? Eu spun că vor fi mulțumiți cei care vor câștiga medalii. A, sigur că da. În primul rând că o medalie de aur înseamnă o pensie viajeră și... Înseamnă adică... o pensie viajeră. Am făcut demersuri pe lângă guvern. Nu mai trebuie să așteptăm acea dublare a premiilor pentru medalia de aur, de argint și de bronz. Am făcut acest demers și s-a aprobat dublarea. Deci deja premiile sunt conform 14-47. Sunt 70.000. Plecăm de la 70.000 de euro pentru medalia de aur. Și procentual mergem deci, în jos până la locul 6. Cine câștigă aurul la Tokyo ia 70.000 de euro. Plus până la 50% din partea clubului sportiv la care este legitimat. Deci 100.000 de euro. Exact. Plus o mașină. Oh, e ceva. Da, dar cea mai mare realizare, nu știu, din punctul scuză-mă, meu... Scuză-mă, tu când ai câștigat medalia de aur la Sydney, ce ai luat? Nici nu mai știu. Au fost premiile în bani pe care le-am primit atunci. Nu mai știu exact. 900 de mii, nu? Nu. Nici nu se punea problema și o mașină Ford. O mașină Ford, da. Da. De-aia mică, pe care o știu. Da, mijlocie. Spune-mi, Cova, tu când pleci? Pleci mâine cu ei, nu? Nu. Eu plec pe data de 20 împreună cu secretarul general și cu încă câțiva oficiali care participă la Jocurile Olimpice, cu președintele de la fotbal, cu președinta Lipă de la canotaj, cu câțiva membri din staful Comitetului Olimpic.
pentru că noi nu avem cazare decât din data de 21. Cazarea acolo este oferită de Comitetul Internațional Olimpic și doar de atunci avem cazare. După 57 de ani avem și fotbalul. Avem și fotbalul, din păcate... Cu echipa a doua. N-a înțeles toată lumea cât de important este acest moment de, pentru fotbal, da? Pentru disciplină. Pentru disciplină. Și pentru fotbaliști. Ați văzut, Yanis Hagi, alți fotbaliști au spus că își doresc ar să vrea să vină la Jocurile Olimpice. Dacă, nu știu, un președinte de club sau un patron, da? Nu înțelege momentul istoric în care fotbaliștii se găsesc în acest moment, pentru că ei participă ultima dată în 1964 și tot la Tokyo, da? Exact. Glumeam cu cineva și spuneam, hai să facem încă o ediție celebrul la Tokyo. Celebrul penalti ratat de Constantin. Exact. E un moment istoric pentru ei. Plus că această competiție va avea o atenție extraordinar de mare. Vă dați seama, o medalie a fotbalului la Jocurile Olimpice ar însemna o creștere a cotei acestor fotbaliști fantastică. Da, noi ne gândim tot nu la... Nu chiar fantastică, pentru că fotbalul e tratat ca o cenușăreasă la Jocurile Olimpice. Ați văzut, a participat Neymar, au participat Messi, acum Dani Alves. Foarte puțini jucători. Plus că hai să ne gândim cu cine jucăm. Jucăm cu Honduras, cu Corea de Sud și cu Noua Zeelandă. Te supărați, sunt echipe de mâna a doua spre a șaptea. Și, în general, și jocurile... Și mai mult putem ieși din grupe și să sperăm la, adică la ar fi fost o ocazie foarte bună, dar trebuie înțelese și cluburile. Până la urmă, cluburile plătesc jucătorii, cade perioada prostă. Dar odată la 50 de ani să facem un efort pentru România... Coba, știi cum e? Fiecare își cunoaște interesul lui mai bine. Da. Interesul tău, sigur, e să meargă o echipă cât mai bună, că poate iei o medalie. Interesul lor e să pregătească cupele europene de unde vin banii și, în general, sezonul zis de toamnă. Bun, mai am o problemă pe care aș vrea să o discut cu tine, legată de ce s-a întâmplat la judo. Cu cazul Bercean, mă rog, Florin Bercean a fost un dosar... Din punctul de vedere al ziarului, al gazetei, cum să spun, abaterile colectivului de la judo au fost indiscutabile, pentru că au existat depozițiile multor sportive, iar COSR-ul, din ce am înțeles eu, a îngropat dosarul și a zis... Nu am îngropat dosarul, domnul Bercean este în monitorizare și el în continuare se află, cum să spun, în atenția Comisiei de Etică pentru a vedea dacă astfel de cazuri mai sunt. Pe mine altceva mă surprinde. Alina Dumitru, sunt sportive care au lucrat cu Florin Berceanu și care nu au spus nimic. Sau acele sportive care au avut de suferit n-au vorbit nici cu părinții, n-au vorbit nici cu antrenorii. Trebuiau să spună atunci, se întâmplă ceva, ceva nu este în regulă. Da, toate reclamațiile sunt post factum, asta e clar. Adică nimic nu s-a întâmplat atunci, dar din ce am înțeles de la Iustin Gafiuc, de la colegul meu, sunt niște declarații și niște luări de poziție, cum să spun, imposibil de contrazis. Adică n-a avut nimeni interes să le determine pe fetele alea să spună că erau bătute și umilite. Aici avem Comisia de Etică, sunt acolo mai mulți oameni din sport, nu au legătură cu judo. Haideți să, nu știu, să le dăm și lor creditul pentru analiza pe care au făcut-o. Da, bine, sigur că le dăm nevrând, le dăm credit că n-avem ce face. Tu personal cunoști dosarul, cunoști subiectul sau ce doar, ți s-a spus? Doar din, e clar, din ce am văzut, din ceea ce s-a scris în ziar, dar eu am spus și atunci și o spun și acum. Îl știu pe Florin Bercean de foarte multă vreme și l-am văzut... nu numai la Jocurile Olimpice, l-am văzut în stagiile de pregătire în care eram în Poiană. Și n-am auzit
cât am fost sportiv, după aceea ca antrenor ne-am intersectat în diferite acțiuni. N-am auzit de la nimeni să se plângă de el. Nu ți-a plăcut meseria de antrenor, nu? Ba da, mi-a plăcut foarte mult. Păi și de ce n-ai rămas antrenor? Păi, întrebați-o pe doamna Pascu, că eu știu că sunteți foarte bună prietenă cu doamna Pascu. Doamna Pascu te laudă de când te-ai apucat de scrimă. Doamna Pascu este... Fostul președinte al Federației Române de Scrimă. Nu mai e președinte încă, de onoare nici încă acum. Vice, da, actual președinte de și onoare. Și vicepreședinte al Federației Internaționale. Da. Marea doamna scrimei românești, cum este. Eu zic că dacă doamna Pascu a avut încredere în mine și tot timpul m-a împins așa. Te admiră, adică... Chiar dacă n-am vrut, că n-am vrut să fiu antrenor principal al lotului, am spus să încep să fiu antrenor secund sau în staff acolo, da, să pot să-mi ajut colegii, a zis, nu, tu te duci antrenor principal că poți. Am zis, bine, dacă spuneți dumneavoastră că pot, o să fac în așa fel încât să pot și am avut rezultatele ca antrenor care le-am avut. După aceea a spus, eu mă retrag, pot să intri în cursă pentru președinția Federației Române de Scrimă și în 3 ani de zile au fost 24 de medalii doar la seniori, 24 de medalii internaționale. După aceea, după Jocurile Olimpice de la Rio, având singura medalie de aur a delegației României, mai mulți oameni din sport au spus, Mihai, hai și încearcă și la Comitetul Olimpic să vedem. Mai avem puțin să vedem dacă această încredere... Da, din păcate, doamna Pascu a avut nenorocirea aia. Da. Cum să spun, da, eu spun că ne vom descurca bine și acum la Tokyo. Înțeleg că ești optimist. Am încredere. Noi, cei din afară, suntem mai puțin optimiști, deși nu știi de unde sare iepurile. Am câștigat. A mai apărut un tir, a mai apărut o luptă. Tir, ciclism, basket 3-3. Avem doi sportivi la box care eu cred că pot face o surpriză. Sunt mulți copii, sunt extraordinar de talentați. Datoria noastră, și eu n-am renunțat, pentru că domnul Țireag mi-a spus, hai să radem tot și să mergem la grădiniță și să facem performanță. Și eu am spus, domnul Țireag, Drăgulescu vrea să meargă la Jocurile Olimpice. Ana Maria Brânză vrea să mai câștige o medalie. Larisa Iordache a revenit și vrea să câștige o medalie. Știți că i-a murit mama și în continuare se antrenează și merge la Jocurile Olimpice. Sunt oameni, oamenii ăștia sunt eroi. Avem atâția sportivi care, pentru ei, Jocurile Olimpice înseamnă viața lor. Asta e motivul pentru care ei trăiesc, pentru care ei se trezesc în fiecare zi cu gândul acesta, să meargă la Jocurile Olimpice să reprezinte România. Cum putem noi să le tăiem lor aripile din visul ăsta? Așa e un clișeu. Dom'le, toată lumea, toată cariera mea am visat să ajung la Olimpiade să câștig. E adevărat? Tu ești unul care ai trecut prin etapa asta. Păi hai să luăm pe Marian Drăgulescu. E visul cel mai înalt al unui sportiv? Eu vă spun ce am simțit eu la Jocurile Olimpice și cum trăiești după ce câștigi o medalie la Jocurile Olimpice. Viața ți se schimbă. Americanii spun că ești I'm the Olympian. Deci sunt olimpian, am ajuns în Olimp. Deci și chiar dacă nu câștigă medalii, ei oriunde se duc în orice domeniu al societății, ei vor fi respectați pentru că și-au reprezentat țara la cea mai înaltă competiție de pe acest pământ. Da. Pe mine un ziarist. Asta e visul olimpic. Un ziarist american m-a învățat o chestie legată de asta. Spuneam, nu știu despre cine, nu era vorba despre tine. Fost campion olimpic. Și a zis, nu fost. Dacă a câștigat o medalie de aur olimpic, este campion olimpic toată viața. Cum de altfel sunt și unii politicieni care, mă rog, ajung acolo fără deci să aibă Drăgulescu la niciun peste merit. 40 de ani merge la Jocurile Olimpice când putea să stea acasă, putea să beneficieze de toate drepturile după o carieră fabuloasă, da? Și el a spus așa, mie îmi lipsește din palmares o singură medalie. Medalia de aur de la Jocurile Olimpice. Olimpiadă, știu. Este extrem de greu. Este, îl dor toate. Încearcă la sărituri. Și el încearcă să-și atingă acest obiectiv. Chestia asta nu o poate face oricine.
numai un om care a trecut prin mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice și care nu renunță niciodată. Drăgulescu a fost invitat aici la mine. La și nimeni nu-l va determina și dacă îi spunea domnul Țiriac să rămână acasă, că e bătrân așa, și dacă îi spuneam eu, el făcea de 10 ori mai mult să ajungă acolo și să demonstreze că n-avem dreptate. Mi se pare mie. Așa sunt campionii. Ai un cui împotriva lui Țiriac. Nu, dar faptul că a spus că anula această ediție a Jocurilor Olimpice din postura de fost președinte al Comitetului Olimpic, al unui comitet olimpic, da, e și de la noi din țară, și că e vorba de 6 miliarde, nu e vorba de 6 miliarde. Aici e vorba de viață. Aici e vorba de, în primul rând, de 5 ani de pregătire, e vorba de emoție, e vorba de a demonstra ceva și după aceea e vorba de bani. Da. Domnilor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră campionul olimpic, mondial și european de sabie, Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Eu, prin el, urez succes delegației României la Tokyo și îl mai rog pentru final să ne spună odată ce obiectiv are sportul românesc la Jocurile Olimpice. V-am spus, 4-6 medalii Comisia Tehnică Olimpică pentru sportul de performanță. Eu personal cred că putem câștiga 8 medalii. Să dea Dumnezeu să ai dreptate. Mulțumesc, Mihai Covaliu, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super.